Toamna nu doar se numără bobocii, dar și se caută butoaie. Gospodarilor care au adunat strugurii de pe podgorii i-au zdrobit cu grijă, așa cum se cuvine, și i-au lăsat la fermentat, acum nu le rămâne decât să toarne vinul în butoi sau poloboc. Voi cum îi spuneți? Butoi. Eu îi spun poloboc. Butoi. Butoi. E butoi, dar și poloboc tot e corect, că pe timpuri se spune poloboc. În toamnă facem polobocul plin. Vinul se ține în butoi. Francezii spun baric, dar la noi nu știu cum ar fi. Cred că ambele merg. Noi spunem poloboc, așa, în forma populară. Tata a dus polobocul în beci. Bunicul are un butoi plin cu vin. Vinul se păstrează în butoaie. Poloboc v-ați făcut din doage cercuite, cu capetele mai înguste decât mijlocul, în care se păstrează vinul, nivelă cu bulă de aer montată într-un cadru de lemn de care se folosesc zidarii. Butoi, vas de lemn făcut din doage, mai larg la mijloc decât la capete, utilizat pentru păstrarea lichidelor, a murăturilor. Partea cilindrică a pistolului în care se introduc cartușele. Aceste cuvinte sunt sinonime și pot fi folosite în vorbire interschimbabil. Atenție însă la context. În timp ce butoiul are mai multe forme și poate fi confecționat din materiale precum plasticul sau metalul inoxidabil, polobocul e recipientul făcut doar din lemn. Zeci de gospodari din toată țara au concurat pentru distincția polobocul de aur. Bunicul a meșterit polobocul de unul singur. Apa din acest butoi este mai proaspătă. Dansul pe butoi este o veche tradiție italiană. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.